Povești cu Spiriduși de K.E. Volk și M. Rachner. Un cântec îngeresc de Crăciun. Oh, nu! E de neînchipuit ce mi se întâmplă! Ce mă fac acum? Spiriduși ascultă uluiți. Prin pădure răsună un gloscior suav cum nu m-a auzit niciodată până atunci. Dacă nu izbutesc să scap repede de aici, proba pentru cor o să înceapă fără mine. Se vaită mai departe glăsciorul. Spiriduși alergă numai decât acolo să vadă ce se întâmplă. Uitați-vă, strigă spiridușul cel mai mic, acolo lucește ceva. Dar ceilalți nu reușesc să deslușească nimic. Unde? Spiridușul Miritel arată în sus. Sus, sus acolo, în sus, în copac. Acum văd și ceilalți. Un îngeraș și-a agățat hăinuța în crengile unui stejar și a rămas prins acolo. Te ajutăm noi, strigă spiridușii și se cățără repede în stejar. Desprind cu mare grijă hăinuța moale ca mătasea și îngerașul răsuflă ușurat. Mulțumesc frumos, sigur n-aș fi izbutit niciodată fără voi, oftează el. Ce cauți aici în pădure? Îl întreabă prietenos spiridușii. De fapt, sunt în drum spre norii de deasupra parcului din oraș, unde astăzi are loc proba de Crăciun pentru corul îngerilor, le povestește îngerașul. Și tocmai azi am luat-o pe drumul prin pădure, pentru că îmi doream foarte mult să văd măcar o dată cum este înăuntru unei locuințe de spiriduși sub pământ. Așa că spiridușii îl duc pe îngeraș la ei acasă. Ce plăcut este aici la voi! Se minunează îngerașul și admiră pătuțurile călduroase și bucătăria cu cuptorul în care spiridușii pregătesc omuleți de turtă dulce, mere coapte și plăcinte. Spiridușii îi dăruiesc îngerașului o pungă cu biscuiți, cu scorțișoară. Oh, dacă ați ști ce mult s-a bucurat îngerașul! Și, înainte de a zbura mai departe, la proba pentru corul de Crăciun al îngerilor, le cântă spiridușilor, cu glasul lui de clopoțel, un cântec de Crăciun dumnezeiesc de frumos. Astăzi, prin pădure, răsună strigăte vesele și râsete. Familia de pe strada privighetorilor a pornit la drum ca să caute un brăduț pentru livingul lor. Cei doi copii se zbenguie voioși prin zăpadă. Din când în când, ca să se distreze, se culcă pentru o clipă în stratul neatins de zăpadă, dând din mâini și din picioare. Uitați-vă! Un înger de zăpadă! Strigă ei după ce se ridică iar. Brazii de Crăciun sunt vânduți de pădurari la marginea pădurii. De cum cei din familie și-au cumpărat un brăduț, doi spiriduși se strecoară pe furiș, nevăzuți în ramurile verzi. De mult n-am mai fost transportați atât de confortabil în oraș, chicotesc ei când tata și mama bagă brăduțul în casă. Spiridușii țin strâns sub braț pachetelele lor secrete. În living, brăduțul e pus într-un suport. Mâine împodobim bradul, spune bunica și pune cutia cu ornamentele pentru brad pe canapea. De îndată ce toți din casă au adormit, spiridușii se apucă însă chiar ei de treabă, întind peste crengile bradului fire delicate de betel aurie, care abia pot fi văzute cu ochiul liber. Iar acum a venit timpul să fie deschise pachetelele cu norișorii de parfum. Mușchi și pământ raven, scorțișoară și ciocolată! Ce aromă minunată, spun încântați spiridușii. Rămân pentru o clipă în brad, cu ochii închiși, și se leagănă un pic pe creanga lor. Apoi pleacă mai departe și în multe alte case brazii sunt deja pregătiți și așteaptă vizita prietenească a spiridușilor. Bum, brum, tum, tum! Ce-a fost asta? Întreabă spiridușul cel mai mic și sare în sus de spaimă. Spiridușii își scot iute capetele din locuința lor sub pământeană. Mai apucă să zărească în depărtare marea sania a lui Moș Crăciun, gata să dispară. Moș Crăciun ține bine hățurile cu amândouă mâinile. Mantaua roșie flutură în urma lui și este clar că se grăbește
foarte tare. De fapt, spiritușii tocmai se pregătiseră să meargă la culcare în pătuțurile lor de spirituș, dar acum bineînțeles că le-a sărit tot somnul. De ce s-a făcut atâta zgomot? Trebuie să vedem mai bine ce se întâmplă, se gândesc ei. Își pun repede hainele lor de spirituș și pornesc la drum. Aoleu, strigă spiritușii, din sani au căzut o felul de pachete. Moș Crăciun a observat că multe dintre dalurile pe care le ducea la copii s-au împrăștiat pe jos, șoptesc ei. Când își va da în sfârșit seama, va fi prea târziu, spune altul. Spiritușii iau atunci repede de tot o hotărâre, însă niuțele lor mici de spirituși adună pachetele colorate împrăștiate pe jos și pornesc spre oraș. Cine privește cu atenție în noaptea de Crăciun poate să observe din loc în loc micii spirituși care duc în case, aici un pachetel, dincolo alt cadou. De-abia în zorii zilei se întorc acasă, în pătuțurile lor. Sunt frânți de oboseală, dar foarte mulțumiți. Ei știu bine că toată lumea se bucură să primească darul de Crăciun, iar acum, datorită lor, nimeni nu va fi dezamăgit. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!